Lucrările la sistemul de degivrare montat pe terenul de fotbal din incinta stadionului municipal Ion Comșa Călăraș se apropie de finalizare. Anul trecut, consilierii județeni au aprobat investiția de peste 496.000 de lei, la care se adaugă TVA. Obiectivul general al investiției îl constituie asigurarea pe timp de iarnă a unor condiții optime pentru desfășurarea de activități sportive. Conform informațiilor primite, lucrările la sistemul de degivrare se vor finaliza în maxim o săptămână.